Pentru că urmează 3 zile ale vacanței de toamnă și mulți elevi vor rămâne singuri acasă, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe părinți să ia toate măsurile pentru a evita producerea unor accidente. Cele mai periculoase sunt sursele de foc aflate la îndemâna celor mici. Vacanța de toamnă este în perioada 1-5 noiembrie. Unii abia o așteaptă, alții vor folosi timpul liber pentru a recapitula materia învățată. Tare ne-am epuizat atâta școala, atâtea cunoștințe una alta. În vacanță eu o să plec la Suvata în România, o să plec și la bunici. Dat fiind faptul că sunt absolventă, trebuie să atrag o atenție sporită examenului național care va urma și cred că această vacanță o voi dedica aprofundării cunoștințelor. Având în vedere că timpul este relativ scurt și fiindcă sunt clasa 12, mă voi focusa pentru pregătirea și recapitularea materiei studiate pentru examenul de bacalaureat. Vacanța e scurtă și nu prea e timp de călătorii. Mulți copii rămân singuri acasă pentru că nu e perioada de concedii pentru părinți. Așa apar și riscurile pentru cei rămași nesupravegheați. La noi este mai ușor, fiindcă eu stau acasă și sunt la serviciu. Clar că copilul trebuie să fie sub supraveghere. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, primul risc la care sunt supuși copiii atunci când rămân nesupravegheați sunt incendiile în spațiu de locuit. Anul trecut, 2 minori și-au pierdut viața. Recomandăm părinților să fie foarte atenți, să nu le permită copiilor utilizarea acestor surse de încălzire, să nu-i lase de unei singuri încuiați în casă cu focul conectat în sobă sau cu aragazul pornit, de asemenea să le explice despre aceste riscuri. De luni, elevii revin la școală. Următoarea vacanță va fi de Crăciun și va dura 17 zile.